Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre, la microfon. Invitatul nostru de astăzi, un invitat special, este fostul ministrul al apărării din Republica Moldova, domnul Anatol Șalaru. Poate multă lume nu-și mai aduce aminte, eu știu prin ce partide sau eu știu evenimentele la care domnia sa a participat de foarte mulți ani. Chiar dinainte de din anii 90 participa la vremea respectivă la bătălia aceasta pentru limba română. Domnia sa a reușit totuși să capaciteze atenția publică în ultima perioadă prin acea declarație care a făcut vâlvă și încă mai face vâlvă la ora actuală despre Partidul Aur și respectiv președintele Aur, dar nu despre asta vrem să vorbim cu domnia sa. Domnul Anatol Șalaru, bună ziua și vă mulțumesc pentru amabilitate, pentru prezența la emisiunea noastră de astăzi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Vă așteptați ca acea declarație despre Simion să facă atâta vâlvă în spațiu public? Nu m-am așteptat. Cu atât mai mult cu cât despre această informație am vorbit la multă lume din România, dar... Nu s-a luat în serios, ori George Simion n-a fost luat în serios și Partidul Aur, dar nu au făcut-o publică și acum am răspuns la o întrebare. Nu am țintit spre atât de departe și nu mi-am dat seama că impactul poate fi atât de puternic. Probabil că opinia publică din România își pune multe întrebări în legătură cu George Simion și cu Partidul Aur, cum un partid care a luat mai puțin de 1% la alegerile locale să ia aproape 10% peste foarte puțin timp la alegerile parlamentare și care a fost locul și rolul anumitor servicii în promovarea acestui partid și care a fost sprijinul pe care l-au acordat alți politicieni acestui partid și acestui lider politic. Dar, din câte se pare, nucleul dur, Aur, nu poate fi afectat cu niciun fel de informații, chiar dacă s-ar demonstra cu documente reale că George Simion este colaborator FSB. Pentru electoratul lor, acest lucru poate ar fi invers. Un plus. Adică ar fi un plus, da. E foarte adevărat ceea ce spuneți și pentru noi a fost o mirare. În 3 luni de zile partidul a avut un salt extraordinar și vă întreb cum s-a întâmplat totuși în Republica Moldova când acest partid nu a făcut pragul și totuși în România el are o explozie și are atâta, să spunem, succes. E adevărat, pe fondul unor greșeli pe care le fac cei din coaliție. În Republica Moldova, George Simion s-a promovat ca un unionist. Un unionist agresiv, un unionist de extremă, care a renunțat la metodele politice de luptă pentru unire și a trecut la metodele de stradă. Și de asta, la alegerile locale din 2021, Partidul Aur a luat doar 0,4%. Însă, în România, George Simion nu și-a promovat imaginea doar ca unionist, ci ca alternativă la clasa politică actuală din România. Și majoritatea celor din Aur astăzi care cer suspendarea acordării sprijinului Republicii Moldova nu au idee de unionism și nu interesează unionismul. Deci George Simion în România nu a fost votat pentru ideile lui unioniste, ci cu totul și cu totul pentru altceva. De aceea este o diferență foarte mare din această atitudine a legătorilor din Republica Moldova și a celor din România. Astăzi, George Simion nu vorbește despre unire, nu vorbește despre aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, nu vorbește despre sprijinul pe care România urmează să-l dea Republicii Moldova pentru parcursul european și pentru aderare. Nu, George Simion spune așa: Republica Moldova este o republică separatistă și nu trebuie ajutată. Deci probabil că mulți din România gândesc la fel ca și George Simion și de asta s-a bucurat de un anumit sprijin în rândurile anumitor alegători, fiindcă alegătorii care fac parte din intelectualitate, din pătura socială medie,
alegătorii care cunosc istoria și alegătorii care au idei despre geopolitică nu-și pună în felul acesta problema. Da, ca fapt divers, Partidul Aur s-a înființat chiar aici la Piatra Neamț, sau, mă rog, cel care a înființat Partidul Aur, mult mai necunoscut, să spunem așa, este de aici, din Piatra Neamț. Și asta spune mult, pentru că de fiecare dată, în momentele astea, când nu ajutați Moldova, nu ajutați Ucraina, nu faceți aia, nu faceți aia la altă, zici că folosește o retorică de la Moscova. Și o să vedem ce se va întâmpla. Aveți și dumneavoastră acolo un partid, pentru că în spațiul public românesc știți că se discută dacă ar fi bine, dacă ar fi apărut în presoan, cred că o analiză, dacă ar fi bine să fie acest partid scos în afara legii. Dumneavoastră, cum priviți lucrurile acestea? Pentru că aveți și dumneavoastră în Republica Moldova partid ușor, despre care se discută la fel. Ar fi bine, ar fi rău, cum ar fi, cum vedeți În lucrul ăsta? aceasta este doar o luptă cu consecințele și nu este o luptă cu cauzele principale ale apariției Șor și a sprijinului pe care Partidul Șor îl are. Ei deja au făcut alt partid. Ei sunt siguri că Partidul Șor va fi scos în afara legii. Au făcut un partid, se numește Văzrăjdenie sau Renașterea. Deja mai mulți deputați de la socialiști au aderat la acest partid. Și sunt pregătiți să își ducă activitatea mai departe, activitatea de destabilizare. Da, se scoate un partid în afara legii, apar altele în loc și nu cred că e o mare problemă de imagine pentru ei să-și promoveze din nou partidul, au bani, au oameni, au sprijinul Rusiei. Soluția ar fi combaterea separatismului, deci dosare penale pentru acești oameni și închiderea fluxurilor de finanțare, fiindcă deocamdată autoritățile din Republica Moldova nu au putut să închidă aceste râulețe de bani care vin de peste tot la Partidul Șor. Legislație imperfectă, SISU, Serviciul de Informație și Securitate, nu are competențele legale necesare pentru a se lupta cu acești separatiști. Și sunt multe alte, de exemplu, în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzea, în conformitate cu legea cecului local, adică a Comisiei Electorale Centrale, legea electorală permite candidaților la alegeri să folosească oricâți bani doresc ei. Deci nu există Nu o e limită. limită. Pe când în cecul, ceea ce ține cecul de la Chișinău, a stabilit o limită pentru ceilalți din afara Unității Teritoriale Găgăuzea. Și ăștia din Combrat acum au cheltuit foarte mulți bani pentru alegeri locale. Pentru același lucru, ceilalți din Chișinău ar fi excluși din campania electorală. Deci e nevoie să se aplice o singură lege în Republica Moldova și găgăuzii nu-și fac legi, fiindcă ei nu sunt cetățeni găgăuzi, ei nu au parlament, nu au politică externă, nu au ministerie, nu au guvern. Este aceeași lege făcută la Chișinău, dar a fost făcută, aplicată selectiv în Republica Moldova. Dacă noi le permitem găgăuzilor să aibă mai multe drepturi decât au ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova, trebuie să ne așteptăm că va fi că acești găgăuzi se vor folosi de orice lacună în legislația noastră și o vor aplica în favoarea lor, ceea ce au și făcut până acum. La fel e și cu cei din Transnistria, la fel e cu toată coloana a cincea. Dar acum Chișinău abia acum își dă seama că a existat totuși, există niște diferențe, niște derapaje, fiindcă nu avem o legislație clară în ceea ce ține de rolul în Republica Moldova a unității, eu accentuez, Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzea. Deci nu este autonomia găgăuză sau nu este o Republica Autonomă. Nu, este unitate teritorială din nivelul unui județ. Și așa și trebuie să rămână. De când ei tot au forțat nota și au cerut tot mai multe și mai multe drepturi și până la urmă au ajuns să ceară drept de veto pentru în ceea ce ține politica externă a Republicii Moldova. Rusia, de fapt, asta vrea să facă prin destabilizare. Unu, compromiterea unionismului și pentru asta l-a folosit pe George Simion, care a
întreprins acțiuni de stradă foarte dure în Republica Moldova și a provocat o repulsie la unioniștii moldoveni și în același timp le-a dat materiale, le-a dat teme de discuții propagandei și presei din Rusia, care l-a folosit pe George Simion pentru a discredita mișcarea unionistă. Și în al doilea rând vrea să folosească unitatea teritorială administrativă Găgăuzia și Transnistria pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova. Deci vrea să le dea drept de veto atunci când e vorba de unirea cu România sau de aderare la Uniunea Europeană sau la NATO sau de modificarea Constituției. De exemplu, se vorbește în Republica Moldova despre renunțarea la așa numita neutralitate moldovenească, care a fost introdusă la cererea Moscovei, dar Rusia în același timp are o armată de ocupație pe teritoriul Republicii Moldova, iar o țară nu poate fi neutră atâta timp cât are armată străină pe teritoriul ei și plus la toate nici Rusia nu ne recunoaște neutralitatea. Deci și acum aceste autonomii ar trebui să aplice dreptul de veto, fiindcă noi de fapt ne Da. legăm de piatră de moară. Da. E o discuție care se pune acum și în spațiul european, dacă mai e de actualitate această unanimitate. Că vedeți dumneavoastră, unanimitatea aceasta blochează și niște parcursuri bune a unor țări. Și, mă rog, o țară, dacă are ea o problemă, votează nu, pentru că asta e, nu i s-a dat, eu știu, în altă problemă dreptate. E chiar totuși ciudat, adică un județ să spună nu la niște proiecte de anvergură, având în vedere aderare la Uniunea Europeană, având în vedere la NATO. Problema aceasta cu armata de pe teritoriul țării, armata rusă, e o problemă în, eu știu, în aderarea la NATO? Cum o vedeți? Că Bineînțeles că este o Rusia, știți problemă. foarte bine, nu mai pleacă. De unde vine, acolo rămâne. Așa este. E ca un cancer. Este o problemă, fiindcă în conformitate cu decizia APCE-ului și cu decizia Curții Constituționale din Republica Moldova, armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova este declarată armată de ocupație, iar zona transnistreană este declarată zonă ocupată de Rusia. Și nu cred că putem adera pe, eu știu, pe bucăți. Republica Moldova nu poate adera parțial la NATO. O zonă aderă și altă zonă așteaptă să plece armata rusă de acolo. Deci, chiar dacă vom adera la NATO sau la Uniunea Europeană și aceste regiuni vor rămâne controlate de Rusia, legislația europeană nu se va aplica și în această zonă. Deci, vom fi membri ai Uniunii Europene până la Nistru. Dar odată cu victoria armatei ucrainene în acest război, nu se va mai pune problema prezenței armatei ruse în Transnistria, fiindcă, în primul rând, este puțin numeroasă, în al doilea rând, guvernarea de la Chișinău nu prea a întreprins măsuri dure de a scăpa de această armată de ocupație, GOTR, Grup Operativ Tactic Rusesc. Și Ei, în continuare, își primesc banii prin Banca Națională a Republicii Moldova. Ei au contracte cu companii înregistrate la Chișinău pentru a livra produse alimentare, le livrează produs petroliere și multe altele, fiindcă nu le mai pot aduce din Rusia. Dacă guvernul nostru se va bucura de sprijinul Uniunii Europene și NATO pentru a scăpa, pentru a alunga armata rusă din Transnistria, acest lucru se va întâmpla. În primul rând, nu sunt mulți. Exact câți militari ar fi în această armată din Transnistria? Deci variază, atunci când eram eu ministru al apărării, erau 1200, dintre care doar 30% erau veniți din Rusia, restul sunt personal, jumătate erau personal tehnic și erau majoritatea angajați din localnici. Ei nu sunt militari de carieră sau militari pregătiți să lupte. Ei sunt ofițeri care seara pleacă acasă, mulgă vaca și să-și aducă copiii de la grădiniță. N-au treabă cu războiul. Sunt cei care păzesc depozitele de armament și care asigură mentenanța tehnicii militare și chestii de felul ăsta. Nu sunt pregătiți de luptă. Și sunt foarte puțini, sunt foarte puțini.
chiar cu toată armata transnistreană, care pe hârtie se ridică la 10.000 de oameni, în realitate, dacă se ridică la 2-3.000, care nu au nicio dorință să lupte nici cu Republica Moldova, nici cu Ucraina. A, și ideea este că sunt și niște oameni din Republica Moldova care țin și au niște salarii de acolo, sunt angajați, muncesc în această zonă și te gândești, bă, cum să le tăiem alor noștri, nu? Aici e discuția. Și probabil e un compromis care ține să mai meargă. Hai să mai meargă E pur și simplu o lipsă de armata. curaj. Nu Da. există, nu există asemenea idei. Da. Că toți cei care sunt angajați acolo, în primul rând, sunt cetățeni ruși. Aha. Armata rusă nu angajează necetățeni. Toți sunt Da. cetățeni ruși care au depus jurământul de credință Rusiei. Dar Republica Moldova, începând cu luna ianuarie, a început să prindă la curaj, fiindcă până acum a fost o rușine comportamentul guvernului și a președintelui, a Parlamentului, în atitudinea lor față de războiul din Ucraina. Nu au aplicat sancțiuni, nu au aderat la aceste sancțiuni, dar odată cu schimbarea atitudinii Uniunii Europene, a Statelor Unite, a țărilor membre NATO, s-a schimbat și guvernarea de la Chișinău. Acum, ceea ce se întâmplă la Chișinău este un lucru salutabil și îl sprijinim, susținem. Ceea ce s-a întâmplat până în 2023 este o rușine. Să recunoaștem acest lucru, că au fost cazuri când Republica Moldova n-a permis tranzitarea unor transporturi cu haine antiglonți prin Republica Moldova, deoarece le-a fost frică să nu cumva să strice relațiile cu Rusia, iar atunci când era vorba să depună cererea de aderare la Uniunea Europeană, s-a întins foarte mult. În loc să o depună la 12 ziua, s-a depus seara și fără prezența ambasadorilor europeni, fiindcă Maia Sandu nu știa cum va reacționa Rusia față de decizia noastră de a depune această cerere de aderare. Dar totul se schimbă și sprijinul pe care îl acordă Occidentul este foarte binevenit, este foarte important și părerea mea este că Occidentul nu va mai permite existența unor, cum a fost până acum, Republica Moldova. Iar Republica Moldova, zonă gri, era Transnistria. Și aceste zone gri nu vor mai exista. De aceea, astăzi, Occidentul nu vrea să permită Republicii Moldova să rămână în zona de influență a Rusiei. E adevărat, la început și Uniunea Europeană s-a mișcat cum s-a mișcat, dar având în vedere, domnule ministru, că Republica Moldova este o țară săracă, nu are energie, nu are resurse, nu, Rusia, cum să spun, are o influență foarte puternică în această țară și la vremea respectivă, nu, curentul, energia, totul depindea de Rusia. Era complicat să iei atitudine până când nu simțeai în spatele tău un sprijin, nu? Maia Sandu, cred că nu poate fi, zic eu, nu poate fi învinuită că până nu a simțit sprijin european, nu? Ce părere aveți? Da, eu mi-am spus părerea de mai Da. multe ori că atâta timp cât vine măcar 1 m³ de gaz pe conducta din Rusia, Republica Moldova nu va lua o atitudine tranșantă față de acest război. Dar acum aceste probleme Până la s-au urmă. rezolvat încă de anul trecut, s-au rezolvat încă de anul trecut și am constatat cu satisfacție că guvernarea de la Chișinău a prins la curaj. Și procedează exact cum trebuia să procedeze cu un an în urmă. Se simte în Republica Moldova o oarecare, eu știu așa, mă rog, în urma acestui război din Ucraina, o oarecare așa o schimbare de direcție a cetățeanului. Pe unde circulați dumneavoastră? Pe la piață, prin mediile pe care le frecventați. Observați că oamenii au început să privească spre Europa sau tot au rămas în zona de est, spre Moscova. Cum A vedeți? crescut Da? în ultima perioadă mult numărul unioniștilor, a crescut, depășește cu mult peste 50% procentul de cetățeni care sprijină aderarea la Uniunea Europeană
Și atitudinea față de Rusia s-a schimbat, fiindcă rachetele rusești au darul de a schimba opiniile oamenilor. Mai ales după ce câteva rachete rusești au căzut și în Republica Moldova, atitudinea lor, a majorității care credea că războiul este foarte departe și nu ne privește pe noi, toți au crezut, greșeala Republicii Moldova a fost că și-au imaginat și au crezut pe ruși că acest război nu ne privește și pe noi. Dar pe urmă când s-au făcut publice planurile și-au dat seama că nu este chiar așa, fiindcă Rusia urmărea să ajungă terestru în Republica Moldova și să schimbe guvernarea. Informații au fost foarte multe, dar cei de la Chișinău au refuzat să le creadă sau au refuzat să arate opiniei publice că ei cred în aceste planuri. Au continuat să spere că Rusia ne privește ca pe un prieten. Dar acum s-au convins că nu este așa și Rusia nu ne este prieten. Și vă spun, ce s-a întâmplat în câteva luni nu s-a întâmplat în zeci de ani. Deci a evoluat foarte mult situația, fiindcă s-a renunțat la ideea că Rusia ne poate fi prieten și că Rusia nu ne va ataca pe noi, fiindcă nici noi nu o atacăm pe ea. Oamenii au rămas cu nostalgia aceea din perioada anilor 80, când, mai spun eu lucrul ăsta, era benzina mai ieftină ca sticla de apă minerală din magazin și, da, nostalgia aia că Rusia și, mă rog, ne mai poate ajuta. Dar vedeți că Nu lucrurile, da. este, nu sunt de acord aici cu afirmația dumneavoastră din cauza că majoritatea celor care au locuit atunci nu aveau mașini în anii 80. Apă minerală își puteau cumpăra, dar mașini nu. În al doilea rând, aia deja sunt nostalgici, e clar, dar și tinerii, foarte mulți tineri au fost victimele acestei propagande rusești. În Republica Moldova, supărarea noastră era că autoritățile nu au oprit propaganda rusă, nu au închis posturile de televiziune rusești de propagandă, i-au lăsat să-și facă de cap cum au vrut ei în Republica Moldova. Iar vicepremierul Serebrean, responsabil de reintegrarea Transnistriei, a declarat că nici nu vă imaginați câte concesii am făcut Transnistriei în această perioadă ca să păstrăm pacea la Nistru. Deci atitudinea asta nu este atitudine de om de stat, nu este atitudine de stat puternic, este o atitudine lașă. Nu poți să merge să cedezi orice Transnistrie doar prin faptul că ei te șantajează. Ei asta fac de 30 ceva de ani, sunt specialiști în șantaj. Iar noi ar trebui să avem imunitate la șantajul lor. Noi tot am cedat, vă imaginați că ei au ștampilă, vamală, ei fac tot ce vor. Ori ei aproape sunt stat recunoscut, au mașini cu numerele lor recunoscute de Republica Moldova. Și ei pun condiții Chișinăului și nu invers. Iar Chișinăul nu aplică legea. Dacă Chișinăul aplică legea și are instituții puternice, acest separatism va dispărea. Pe zona aceasta a luptei anticorupție, instituții care văd că se întâmplă ceva și pe zona aceasta a judecătorilor, adică se vede ceva și în domeniul acesta, pentru că dacă țara rămâne tot sub oblăduirea oligarhilor, da? E foarte greu să faci pașii aceștia către Europa. Se fac. În Republica Moldova astăzi nu mai există oligarhi, toți au plecat, toți sunt fugiți de mulți ani. De cel puțin 3 ani, 4 ani, oligarhii sunt fugiți. Acum, reforma în justiție este cea mai mare nereușită a actualei guvernări, fiindcă au recunoscut că nu au reușit să o facă. Și e nevoie de o reformă. Deci, practic, nu poți reforma sau nu poți trata un cadavru de la morgă, nu? Această reformă nu poate fi făcută cu actuala echipă din justiție. Deci aici ai nevoie de o reformă radicală, nu cu din ăsta frecție la picior de lemn. Nu se reușește în felul ăsta. Și dacă anul trecut la conferința de pace de la München toată lumea vorbea despre războiul din Ucraina, Maia Sandu vorbea despre lupta cu corupția. Greșeala actualei guvernări este că au supra-licitat, au zis că noi vom face o reformă justiției, vom băga pe toți la pușcărie, dar nu poți să-i bage că toți sunt fugiți din țară. Doi,
au refuzat să vadă pericolul rusesc și amenințarea rusă și au spus până acum câteva luni că principala amenințare și principalul pericol pentru Republica Moldova este corupția. În realitate, principala amenințare este Rusia și armata rusă și dorința lor de a provoca un război la scară europeană. Dorința lor de a ocupa Ucraina, Republica Moldova și alte țări. Deci, miopia poate că e bună în anumite cazuri, dar nu întotdeauna te ajută. Când toată lumea spune că aici greșești, nu continua să lupți cu corupția în rândul medicilor, a A profesorilor, cu poliției. mica corupție de 3 euro, de 5 euro. Cu corupția se luptă deja la nivel internațional, fiindcă acești oligarhi care au devalizat sistemul bancar, care au devalizat economia națională a Republicii Moldova, ei practic au fost condamnați în Republica Moldova, dar sunt fugiți și urmează să fie aduși în țară. Șor, de exemplu, este bine mersi în În Israel și Israel, da. nu va fi extradat. Extradat. Plahotniuc este prin Cipru, prin Grecia, prin Turcia, altul e prin Londra. Ei nu sunt în Moldova. Cu ei deja trebuie să li se confiște averile, tot ce au, dar nu mai poți să lupți toată viața și să... cetățenii din Republica Moldova nu câștigă nimic din asta. Ei vor să vadă ce nivel de bunăstare le-a adus actuala guvernare, fiindcă astăzi, dacă s-ar face alegeri, Partidul Șor și Partidul Socialiștilor ar câștiga detașat alegerile. Iar noi, cei care vrem ca PASU să câștige alegerile, ca Maia Sandu să câștige alegerile prezidențiale, ca actuala guvernare să reziste, avem anumite pretenții. Nu pot să continui, de exemplu, vicepreședintele Parlamentului, Păpușoi. Așa se numește, da? Da? Da, vicepreședintele Păpușoi și-a cumpărat o pensiune cu 61 sau 62.000 de euro. Și toată lumea a sărit, domnule, cum ai cumpărat o pensiune care costă sute de mii de euro doar cu atâta? Dar problema nu e în asta, problema e ce a declarat Păpușoi, care e vicepreședinte PAS și vicepreședintea Parlamentului. El a zis că în Republica Moldova nu ai în ce să investești banii. Doar în imobiliare și în Chișinău și în București, doar în imobiliare. La noi, cu păreri de rău, nu poți investi în nimic. Maia Sandu, care declară peste tot că are nevoie de investitori, face apeluri către diaspora să vină acasă. Vine un nei ca nimeni, un vicepreședinte de parlament care spune că Moldova n-ai unde investi. Deci dacă era chestia asta în România sau, nu, sau în orice țară civilizată, acest tip trebuia să-și dea demisia imediat și să plece din politică. Dar în actuala guvernare sunt mulți oameni întâmplători care discreditează guvernarea. Da. Discreditând guvernarea, cresc șansele lui Șor și a lui Dodon. Iar noi vrem ca această guvernare să-și asigure continuitatea, fiindcă nu vrem ca Rusia să-și reinstaureze un guvern pro-rus, pro-Kremlin la Chișinău, fiindcă asta ar însemna ca Republica Moldova va vine pe mulți ani în zona de influență a Rusiei. Chiar dacă Rusia pierde războiul, ei nu vor să piardă și controlul asupra Transnistriei și a Republicii Moldova. De aceea, atunci când criticăm actuala guvernare, noi nu o criticăm ca să o înlocuim cu alta. Noi o criticăm ca ea să fie mai bună, fiindcă alternativă nu o au astăzi. Da, e foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. V-am urmărit în multe emisiuni, da, dumneavoastră aduce și critici actualei guvernări, chiar și doamnei Maia Sandu, dar pentru a-și, eu știu, reconfigura pozițiile, pentru că pericolul rusesc este foarte, foarte mare. Propaganda rusă, mai exact, prin aceste partide, este foarte, foarte mare și la orice moment se poate ca aceste partide să poată prelua guvernarea și să poată reveni. Aveți perfectă dreptate. Cetățeanului, dacă nu-i dai ceva palpabil, la salariu, la, eu știu, nivelul lui de trai, el nu te va vota, chiar dacă ești pro-european, pro-NATO, pro cele mai bune intenții. El va merge acolo unde are ceva de câștigat, chiar dacă e Rusia, chiar dacă, eu știu, e ceva nociv, el va merge acolo de unde îi va fi lui ceva mai bine. El pe idei, pe lucruri de astea, că o să ne fie mai bine peste nu știu câți ani când vom ajunge noi în Europa, asta nu e bine deloc.
V-am auzit de multe ori în emisiuni. Va câștiga Ucraina acest război? De ce sunteți atât de sigur? Pentru că acum ați nuanțat. Va câștiga Ucraina, dar Rusia de acolo, de unde va fi ea? Că va fi izolată, că va fi, eu știu, ținută la respect. Ea, să știți că va acționa prin, eu știu, net, prin agenți, prin, eu știu, fel de fel de agitatori de ăștia pe care ea îi are în foarte multe țări, în special în Europa. Deci Rusia nu va muri, să spunem, cu toate că mulți poate și-ar dori ca ea să fie redusă. Ea va exista și va crea mult rău de aici încolo. Cum vedeți viitorul, lucrurile acestea? Da. Da, pentru viitorul că Rusiei am văzut că depinde de ruși, da. Maia Sandu ia măsuri ca, eu știu, să contracareze această propagandă rusească printr-un organism, cetățenii să nu mai poată fi manipulați cu una, cu două. Va fi destul de complicat lucrul ăsta până când vor înțelege oamenii să distingă, să analizeze, să treacă toți prin filtrul gândirii toate lucrurile acestea. Cum vedeți lucrurile acestea? Rusia va fi un pericol mulți ani de aici încolo. Rusia va fi un pericol, fiindcă comunitatea internațională nu va lupta pentru a distruge Rusia, pentru a dezmembra. Războiul se va termina atunci când Ucraina va alunga armata rusă de pe teritoriul ucrainean, dar mai departe nu va merge nimeni, ci Rusia va rămâne. Desigur, vor fi sancțiuni foarte dure, Rusia va degrada din punct de vedere economic, din punct de vedere militar, dar astăzi pe Putin din interior nu-l amenință nimic. Și Putin oricând va rămâne la putere oricât își dorește el. Nu există o amenințare din interior. S-ar putea între timp să apară anumite mișcări, să se înceapă un război civil în Rusia, dar asta nu mai depinde de noi. De aceea, eu când spun că Rusia vrea să-și păstreze influența în Republica Moldova, asta am în vedere. Chiar dacă Rusia va pleca din Ucraina, dar va rămâne într-o formă agresivă. Rusia va rămâne stat agresiv și va dori să facă mult rău Occidentului. Și nu numai prin propagandă. Vedeți că are foarte mulți idioți utili în Europa, începând cu Victor Orban și terminând cu președinți de țări. E plină Ungaria e plină Austria de agenți de influență ruși. Și România, sunt de ce? În Croația, sunt în Germania, da, da, da. Sunt de ce în să Franța. Nu spunem, de ce să nu spunem și România, care vedeți că și presa și din România. Republica Moldova a închis postul România TV, iată, pe care l-a considerat post care face propagandă rusă. În România este postul principal de știri, ca să vă faceți o idee despre aceste lucruri. E greu acest război de dus, e complicat, dar un lucru e important. Republica Moldova a început să simtă mult mai bine sprijinul acesta NATO, sprijinul Europei. Mâine va fi o întâlnire foarte importantă la dumneavoastră acolo, într-o comună, într-un sat, am înțeles, că se vor strânge lideri de țări, vor 50 de lideri de state. Ce va fi? Într-un minut, că trebuie să ieșim. La Castelul Mimi se vor aduna în jur de 50 de șefi de state care vor, Comunitatea Politică Europeană, care vor trasa direcțiile de dezvoltare ale Uniunii Europene în următorii ani. Deci vor fi câteva evenimente foarte importante. În primul rând, Uniunea Europeană transmite un mesaj Rusiei că Republica Moldova nu este lăsată la voia întâmplării și nu va fi lăsată sub umbrela rusă. 2. Același lucru va fi transmis cetățenilor Republicii Moldova care poate mai au îndoieli. De asemenea, va fi exprimat sprijinul financiar, economic și poate va fi anunțată începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, deși Austria, Olanda și Finlanda se împotrivesc. Și un alt aspect important, e posibil ca la acest summit să se semneze acordul de pace între Azerbaidjan și Armenia și Chișinău va rămâne istoric acordul de pace în care Armenia și Azerbaidjan își recunosc frontierele reciproc. Este foarte important acest summit.
Sper să nu se taie curentul, cum s-a tăiat ieri curentul pe o bună parte din Republica Moldova din cauza atacurilor rusești în Ucraina. Și este, asta vorbește despre importanța pe care o are, geostrategică, pe care o are Republica Moldova în acest context al acestui război. Republica Moldova a devenit foarte importantă, fiindcă preluarea controlului de către Rusia a Moldovei ar însemna o lovitură foarte dură și pentru Ucraina și pentru NATO. Da, și lucrurile astea, din păcate, liderii Uniunii Europene nu le-au luat în considerare, eu știu, acum, considerare acum 10-15 ani, ei au trăit foarte bine, da? Doamna Merkel a trăit foarte bine la umbra aceasta, pentru că avea petrol, gaze din, da, preferenția, la prețuri preferențiale și Ungaria, la fel, țineți minte ce contract fabulos a făcut Orban cu Da. prețuri din anii 95. Da, toată Uniunea Europeană nu a luat în calcul, eu știu, pericolul acesta rusesc. Abia acum, să spunem că cu ocazia acestui război, lucrurile au început să intre într-o oarecare normalitate și cu Republica Moldova, chiar și cu România, pentru că și iată, și în România se întâmplă niște lucruri. Autostrăzile acestea din zona Moldovei poate nu s-ar fi făcut dacă, eu știu, nu se întâmpla. Se întâmplau niște lucruri. Domnul ministru al apărării, fost ministru al apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, invitatul nostru de astăzi, singurul ministru al apărării din Republica Moldova care a vorbit vreodată într-un plen NATO acum câți ani? În 2016. A Da. fost. Vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să vă mai întreb cu Turcia. E bine că a ieșit, dar așa foarte scurt. Erdogan, e o problemă acolo? Cum vedeți Din lucrul punctul ăsta? meu La de Marea Neagră. vedere, din punctul meu de vedere nu este bine, dar poporul turc este popor suveran și capacitatea de falsificare a alegerilor în multe țări a atins culmi nebănuite. Da. Eu sunt pentru democrație, chiar și în țările unde este mai puțină democrație. Eu am locuit 5 ani în Irak și știu ce înseamnă democrația. Cunosc bine și Turcia și desigur că poporul turc are dreptul odată la 2 mandate să-și schimbe președintele, fiindcă oricine stă mai mult de 2 mandate într-o funcție începe să o ia raznă. Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc pentru amabilitatea de a discuta cu noi astăzi. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Sperăm că, eu știu, lucrurile vor merge într-o direcție bună și pentru România, și pentru Moldova, și pentru Ucraina și eu știu, să discutăm despre cu totul și cu totul altceva. Toate cele bune și să meargă lucrurile într-o direcție pro-europeană, pro-NATO, acolo la Chișinău. Mulțumesc! Toate cele bune. La revedere!